care fierbe, dă bine în clocote. Vom amesteca flacără directă sau plită din cea electrică și așa mai departe. În funcție de oală, de asemenea, calculăm timpul și anume, cu cât oala este mai largă, cu atât și suprafața de evaporare este mai largă și atunci, automat, vom obține această dulceață de lapte mult mai repede. Din acest moment, din momentul în care începe să fiarbă, trebuie să amestecăm nu în continuu, dar foarte des, pentru a ne asigura de faptul că nu se lipește nici de pereții și nici de fundul oalei. Aici intervine partea destul de mare de atenție. Din acest moment va începe să scadă și așa începe transformarea în laptele condensat. Nu uitați să fiți cu ochii pe oală, nu uitați să amestecați cât de des cu putință. Reduceți acum temperatura la mediu spre minim pentru a da posibilitatea laptelui să scadă și să nu prindă gust de afumat. Așa arată laptele condensat. De acum înainte trebuie să fim foarte, foarte, foarte atenți să amestecăm mult mai abitir decât înainte, pentru că acum începe să se umfle și să se formeze practic din acest moment dulceața de lapte. Cum știm când este momentul în care începe să transformarea de la lapte înspre dulceața de lapte? Este foarte simplu, ridicând spatula observăm că începe să se închege și nu mai este așa de apos ca la început. După asta trebuie să ne ghidăm. Din momentul în care nu mai face spume ca o mare înfuriată, nu mai trebuie ținută mai mult de 5, maxim 10 minute. Cum ne dăm seama de acest lucru? Aparte ceea ce vedeți aici, scoatem foarte puțin într-un bol, o să vă arăt acum, puțin din lichid, lăsăm circa o jumătate de minut și vom observa că ea practic se transformă în dulceață. Nu mai crește, nu mai cade de pe spatulă, ceea ce înseamnă că în următoarele 10 minute va trebui să amestecăm continuu la o temperatură scăzută, pentru că dulceața noastră de lapte este pe ultima 100 de metri și vom avea această delicioșenie pe masa noastră și va fi o delectare pentru copiii de toate vârstele. Din acest punct, în maxim 4 minute, este gata și poate fi transferată în borcane. Vreau să vă spun faptul că eu lucrez pe o plită cu inducție portabilă acum și am temperatura de 80 de grade, ceea ce înseamnă un foc foarte, foarte mic. Dacă lucrați pe aragazul cu flacără deschisă, pe ochiul cel mai mic și la intensitate redusă, se lucrează acum, pentru că
se lipește foarte repede și ăsta este unul dintre momentele cruciale în care, dacă am reușit să lipim de fundul oalei sau de pereții acesteia, ne-am cam bătut joc și de ingrediente și de munca noastră de până acum, pentru că dulceața de lapte va prinde gust de afumat și poate fi direct aruncată. 4 minute de acum, din momentul în care ea arată așa, amestecat continuu, foc foarte mic și aveți o delicatesă pe masă. Dulceața de lapte este gata, culoarea este maronie plăcută la vedere. Mirosul, mireasma pe care o degajă, dacă o să realizați această rețetă, o să vă îmbete efectiv. Este ceva extraordinar, e o combinație între vanilie și lapte fiert, exact ca la mama acasă. Ceva foarte, foarte bun, cred că ceva mai bun n-o să puteți gusta niciodată din lapte. Iată cum din câteva ingrediente am reușit să obținem această dulceață de lapte, o punem acum în borcan, se ține închisă cu borcanul închis în frigider. Nu cred că o să țină foarte, foarte mult, pentru că cei mici și cei mari vor dori tot timpul să mănânce așa ceva. Poate fi folosită ca și sos pentru deserturi, pe înghețată, poate fi transformată în caramele, pe clătite și așa mai departe, sau poate fi servită pur și simplu pe o felie de pâine prăjită. Este demențială. Eu vă mulțumesc frumos pentru că ați fost alături de mine. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube pentru noutăți. Nu uitați să apăsați pe alăturete pentru a deveni membru. Apăsați și pe clopoțel pentru a primi imediat ce se urcă un videoclip nou și interesant, un e-mail care să vă anunțe acest lucru și să fiți printre primii care îl vizualizează. Dați acolo un like și paginii de YouTube Culinaria by Atish. Și eu am fost Atish, vă mulțumesc din tot sufletul pentru că ați fost aici. Poftă bună la dulce de lece, e extraordinar de gustoasă și iese undeva dintr-un litru de lapte și 800 de grame de zahăr, undeva la 670-750 de grame de dulceață de lapte, în funcție de grăsimea ingredientului principal, și anume laptele. Vă îmbrățișez cu drag, toate cele bune, la revedere și să auzim de bine!